Salutare tuturor, eu sunt Andrei și bine v-am regăsit la un episod de Clash Royale, dar înainte de a începe acest clip, aș aprecia foarte, foarte mult dacă ați apăsat butonul de like, evident dacă vă susțineți și doriți să postez cât mai multe clipuri. Am văzut că ați apreciat mult clipul anterior, iar astăzi evident am să revin cu unul nou, așa că de început vreau să descriu câteva chesturi, să vedem ce o să reușesc să fac. Ok, chiar îmi place foarte mult noul update, nu știu, vouă, mie unul chiar îmi place foarte, foarte mult. Să vedem, mai avem ceva de colectat? Nu prea cred, nu? Da, cam asta e. 98 din 100, super, super tare. Hai să deschidem și Silver Chest-ul, dar și Giant Chest-ul. Am așteptat mult pentru el. Apropo, am o mică surpriză pentru voi. Și ia să vedem ce pică. Skeleton Knight-ul și Witch-ul. Destul de ok. Și Barbarian Hand, da, asta nu prea am ce să fac cu el. Bun, hai să mergem puțin aici la cardurile mele. Este, avem și un chest, ceva free, ok. Câțiva bănuți, cred. Nice, destul de ok. Bun, hai să mă duc puțin aici. Mi-a picat Pekka într-un final din Clan Chest. Apropo, să jucăm în principal și pentru Clan și o să vedem ce să mai facem. Și episodul următor o să apare sâmbătă de Clash Royale, că o să încep să postez tot de 2-3 ori pe săptămână, că am văzut că na, chiar vă plac destul de mult. Cam asta e deck-ul meu, nu știu dacă e foarte, foarte bun. Hai să scriem și noi un salut aici pe Clan, că na, ca să scrie salutare tuturor. Ca să știe lumea că când filmez, momentan nu văd că e nimeni online, pentru că na, tocmai ce am ajuns și eu de la liceu și am zis să filmez. Uite, mai avem ceva? Un quest? Da, stai până la... Da, ce tot... Claim! Lighting! Nice! Nu mă așteptam, sincer. Îl lăsat puțin și dacă mă duc puțin aici la... Am ceva nou? Da. De level 1, use. Oare ce să-l pot eu? Lighting-ul. Nu știu, fire, în locul fireball-ului. Nu știu dacă e un deck foarte, foarte bun, pentru că l-am schimbat buzina, am schimbat două iteme. Hai să ne băgăm rapid la un battle și să vedem ce o să reușim să facem, fraților. Pentru că, na, sunt foarte curios. Pam, 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 pam. Hai că începem în forță, aparent, na. Ce bazat e asta, frate. Nici n-am început bine, mamă. Lasă că schimbăm de foia, fii de ce facem. Asta e nebun. Lasă că... Mamă, și pe că e rip. Bă, ce cu omul ăsta, gen? Are puține semi-parez, așa? Sau ce? Ce s-a întâmplat? Ce s-a întâmplat cu el? Rămân profund impresionat. Ce s-a întâmplat? Gen, a dat domnul ra și sta, nici n-am început bine meciul și deja gata. Mamă, ești de bun, mă bate, ești de gata, e orgimerit. Asta ce face? Să vedem ce face lighting-ul, că nu mai pricep. Acum înțeleg, electrocutează. Da, nu e foarte bun, dar merge și el. Nu cred așa ceva, mă bate instant, ești nebun la cap. Omul joacă cu balonul, frate, n-ai ce să spui. N-am ce să fac, efectiv, nu am ce să fac. Nu am ce să fac. Pur și simplu, dacă te vite ceva și se apără acum, îți rip. Și nu face nimic balonul ăla. Deși mă îndoiesc puțin. A intrat omul așa instant în match, ești nebun. Stai să dau puțin sonor mai încet. Hai, du-te, atinge, nice! Bun, hai să vedem, trebuie să ne apărăm acum, pentru că văd că omul așa instant, n-avea treabă, începe direct. 9 secunde să văd o chestie, am înțeles obiectul meu, cel de toate zilele. O elixirul full, rapid, punem aici și biciul ca să nu ne ia foarte mult. Ne apărăm foarte, foarte bine aici. Hai, să nu atingă! Nice, mă bucur. Bun, și acum putem pleca și punem și Pekka și toate cele și plecăm la atac. Nice, z. 60 de secunde, mai trimite și Goblin Barrel-ul. Hai că trebuie să-l batem, că putem. Dele o să trimită balonul, că asta face el. Se descurcă? Da, l-am bătut. Na, ce a rezolvat, să spună și mie cineva ce a rezolvat faptul că el a început așa instant, gen... Pur și simplu a scuipat acolo vreo balonul și na, nu a făcut nimic, l-am bătut atât. Am 1313 trofee, hai că poate deschidem și noi un crown chest. Începem în forța, vreau, te cer scuze dacă a fost lag la început, dar na, asta e, se mai întâmplă. Sper să nu mă fi auzit prost. Bun, ia să vedem. Crypto... H, în fine. E bun, hai că în principal primul meci a fost super ok, am avut parte de o victorie. Bun, hai să vedem cu ce putem încerca. Să vedem ce face el, hai să... Da. Începe cu Valkyrie. Eu aș pune scheletul, cred că o să pun tot pe Valkyrie ca să fie echilibrat. O să las să se ducă și după o să trimit Goblin Barrel-ul.
Am înțeles. Da, să punem și Skeleton Army. Așa. Mamă, vine balonul vieții. Am înțeles. Da, să punem Witch-ul rapid. Bă, frate, deci asta, ăștia cu balonul, nu știu, gen... Și acum mă face, cred că îmi face, mă distruge. Trebuie să aștept, trebuie să aștept foarte, foarte mult. 1250-1225, jumătate aproape. Chiar să spuneți acolo în comentarii că nu știu cum se numește chestia asta, gen. Nu vreau să mai văd așa ceva. Distruge-i rapid, că nu mai pot, m-a luat criza, duceți-vă. Trimit instant acolo, duceți-vă și distrugeți turnul, că m-a luat criza, fraților. Du-te, balonule, și nu mai... M-a făcut. Dar îl fac și eu, cred, la faza asta. Nu mai ce să facă, lasă mă facă și el. Dar nu prea am cu ce să mă apăr, efectiv, din păcate. Dar m-a făcut. Oare dacă trimit aici un elixir? Mamă, așa de puternic ești, nebun. Hai să punem scheletul în armii. Nu jucăm foarte bine astăzi, dar în principal mă descurc pe cât... Ok, Valkyrie nu se descurcă aparent. Punem Baby Dragon-ul. Aici la turn. Mamă, iarăși, dar nu mai de ce nu dă scheletul în armii? Nu e bine, nu e bun decul în momentul de față. Trebuie să-mi aranjez puțin itemele. Văd că atacă băiatul și nu-mi prea place. Aș trimite și balonul. Hai, du-te. N-ai, dacă ar atinge, ai, aproape a fost, doamne. Pekka. Balonul din nou, n-am ce să fac, fraților, efectiv, mă bate asta. Ce să-i faci la asta, frate? Ce să-i faci la saxie asta? Dar oricum, de bătut mă bate asta, că la 472. Măcar dacă aș prinde turul, nu. 61, ești nebun la cap. Da, mă bătut. N-ai de capul meu, ce-o bără. Ce-am pierdut, am câștigat. Deci ce-am câștigat, am pierdut, practic, Calip. Mamă, dar... Nu-i înțeleg pe unii, chiar nu-i înțeleg deloc pe unii cum reușesc să aibă partea de asemenea meciuri. Hai să mergem mai departe, asta e o victorie, o victorie, nu prea contează. Bă, frate, te dau pe battle. Vreau battle-uri, nu vreau să-mi ardeți arena mea. Aș merge cu Pekka, nu, Goblin Barrel-ul, Pekka și balonul. Așa m-aș duce, aștept să facă elixirul full. Deci Goblin Barrel-ul, Pekka. Deci eu nu cred așa ceva. Hai, măcar, dar nu mai, rezistă, dacă poate să-l apere. Măcar să dea, n-ai, ce să le mai faci, fraților, n-ai ce să mai faci, ăstora n-ai ce să le faci, pur și simplu. Ia să vedem, trimite rapid Baby Dragon-ul, mamă, ce mă disperăm. Logul, nu, Hog-ul, Hog Rider-ul, sau cum așa ceva în gen, iarăși cu logul, scuzați, am puțin să-mi pareză. Deci dacă nici la faza asta mă ia, dacă la faza asta nu reușesc să fac nimic, jur că dau rage. Până când, fraților? Până când ne tot inervăm aici și ne tot jucăm? Balonul? El o să atace probabil, dar balonul nu înțeleg de ce se duce, gen... Oh, e 710, e bine. Cât o, 485. O să trimit acum Baby Dragon-ul rapid. Măcar dacă ar distruge scheletonii, o fac pe Witch. Nu prea avem elixir, asta chestia. Mamă, Baby Dragon-ule. Hai să punem rapid aici pe Valkyrie, că s-ar putea să ne luăm bătăiță. E bine că distragem atenția. O să, hai să trimite rapid Goblin Barrel-ul. Oh, nice, mă bucur. Hai că putem, trebuie să putem, e imposibil, nu există nopo, doar nu vreau. 75, gata, l-am făcut. Gata, l-am făcut. Skeleton Army. Nu că de făcut s-ar putea să mă facă la faza asta. Dar aș ataca și eu, gen. Baby Dragon-ul, balonul. Și care chestie?
Na, acum s-ar putea să-și facă de cap. S-ar putea să ne descurcăm bine aici la faza asta, dar nu prea în red. 30 de secunde, hai să trimitem și P.E.K.K.A. O să-i bat Baby Dragon-ul, se duce și P.E.K.K.A. Se duce și Vidal, l-a făcut, cred. Sau nu? Nu cred că l-am... Aoleu, 173. Oricum l-am bătut, genul... Și dacă îmi distruge, îmi distruge turnul ăsta. Da, l-a făcut. Și aproape să-i distrug toate cele 3 turnuri. Astea, fraților, contează că l-am bătut. El, al doilea turn, nici nu a reușit să mi-l atingă măcar. Deci am avut golden chest, nice. Super, super. O să cer eu să fac o șmecherie, fraților, în curând. Dacă tot avem un golden chest, stați 2 secunde să verific dacă filmează obiectul. O să descrii. Da, nu, 48. Eu mă risc, fraților, mă risc acum. Să sperăm că o să avem noroc. Sau nu? Nu s-a meritat aparent Giant, aolo, fraților, am pierdut aici. Asta e, mergem mai departe, hai să mai jucăm aici ceva meciuri. Bănesc că nu sunt prea foarte, nu sunt foarte foarte informat. Dacă joc meciuri gen, joc multe battle-uri și sunt într-un clan, să pun meciurile pentru clan, gen, sau să pun joc pentru clan, practic, nu? Sau cum, bine, că nu prea înțeleg. Bun, hai să vedem, deci începem așa. Pac. Pac. No problem, pune scretul în army. Pac. Du-te, baby, du-te, dică, du-te, dică. Vedeți-o? Nice. I-am distrus. Ez. Hai să punem rapid și pe Valkyrie să ne apărăm. Oricum, gen... atât aproape să-i atingă. Atât de aproape. Bun. Mamă, ce face Valkyrie, ești nebun. I-am distrus primul tur, practic, în primele 10 secunde, chiar. Ăsta cred că o să fie ultimul meu, sau poate dacă mai băgăm unul, vedem cum ne descurcăm acum. Bun, asta, hai să așteptăm să se mai să se umple elixirul sau să fie full, mai bine spus, și să vedem ce face. Nu prea am tactic, gen, să vedem dacă va pușa. Ok, o să pun pe Witch. Și eu o să trimit și Baby Dragon-ul. Baby Dragon-ul. Așa, să ne apărăm bine și trimite în schimb și Goblin Bear-ul până una alta. Hai că dacă nu se descurcă, dau rage. Ok, bine. Minus. Aolo, stai că am lag. Bă, frate, mai am lag mult. Da, nu e o alegere foarte, foarte bună. Rip. Riperino, imperperino. Ok, puțin că am utilizat piciorul. Bă, aolo, vine pe partea asta. Ai elixirile. Da, oricum nu o să poată să facă. Sau, poate. Mamă, ce fac scheletul army. Aici a fost, sincer, la limită. Trebuie să avem grijă că doi s-ar putea să mă facă. Aș trimite... Aștept să iau un vizor. Uite, acum aștept să iau un vizor și apoi să trimit. Aolo! Da, l-am făcut aici, la faza asta, cred că l-am făcut. Da, l-am făcut. L-am făcut. Skeleton Army. Aici punem... Rapid, electrocutare. Electrocutarea, cum îi zic eu. Era să zic electrocuția, dar e incorrect gramatical. Trebuie să avem grijă. Giantul vine. A, mi l-a făcut, m-a făcut. Pune miciul rapid. Mamă, nu spune că mă face, că dau rage aici, efectiv, fraților. Da, nu prea are cum. Nu prea are cum, e imposibil, n-ai cum, dacă mă face, dau rage. Nu că... Valkyrie, e Valkyrie acolo și nimeni. Nice, fraților, încet, încet, uite, creștem și noi în arenă. Uite, se duce oricum scheletul în army. 27 de trofee. Nu știu, la 1400 mi se pare, poate trecem și noi în altă arenă în acest episod. Încă de mai jucăm un meci, că vreau neapărat să deschid un crown chest. Și ia să vedem puțin aici... 12.752 de trofee. Și unde, oare unde pot să văd acum, gen, cum să spun eu, cât am făcut pentru clan, sau după câte meciuri am câștigat, sau cum, e că nu mă pricep efectiv, îmi pare rău, dar chiar nu mă pricep. În moment de 14 minute, ăsta va fi și ultimul meci, Wilmore. Avem elixirul. Ia să vedem ce face. Ok, vine prințul. Prințul vieții. Până pe Valkyrie, gen.
Asta mă bate, pun pariu. Da, sau nu. Încercăm și noi cu balonul pe partea asta. Asta se întâmplă dacă îmi dai tu mie rush. Eu nu suport rush-ul. Știți bine că nici la aceste goluri, nici la nimic. Ok, oricum, gen, o să atingă. Hai, 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 încă o dată. Hai, bumbor. Skeleton Army. Aha! Easy game. Nice. Ezu. Și-a mai rămas unul care, din păcate, skeletonii mei. Micuții mei, cum era și melodia aia. Mamă, e puțin că am utilizat procesorul. LOL, asta Electro Wizard oare sau ce? Sau, mi se pare că e ceva... mi se pare ceva cunoscut. Da. Cred că dacă... nu știu, dă bine. Ce faci, frate? Mamă. Mi pare e bine că l-am distrus. Nu știu, o să mă duc cu P.E.K.K.A. pe partea asta la altă. Așa, P.E.K.K.A. e bine. O să mă duc și cu Valkyrie. Nu știu dacă e un atac foarte bun. Balonul ar fi trebuit să-l trimit. Du-te, P.E.K.K.A. și dă să vedem cât ia, că sunt curios, că n-am. O, dă bine, P.E.K.K.A. Nice. Hai să trimitem rapid. Am înțeles, mi l-a electrocutat pe al meu, ești de bun. 60 de secunde, s-ar putea să mă facă, fraților, chiar dacă am distrus un turn. E low, foarte, foarte low turnul meu. Mamă. Nu prea știu cu ce să atac, asta e chestia proastă, că... Aolo. Da, m-a făcut și bine și cu prinsul, trebuie să mă apă rapid. Să pun aici elixirul rapid. Skeleton Army, mamă. Atacă. Trebuie să avem mare grijă, m-aș duce pe turnul mare, gen, că ar fi mai ok, dar... Pe ca data, gen, na. Oricum mai sunt 15 secunde. Na, nu se duce în direcția bună. Da. Asta e, încercăm să electrocutăm. Sudden dead. Oare un fel de... dead match. Nu? Mi se pare. Da, mă face aici și nu e bună. Oricum, măcar am făcut rost. Nu avem schelet în army. Dă bine. Da, am făcut. Da, omoară-l mama lui de prins și care l-a înființat pe lumea asta. Sper să morim. What? Fraților! Ziceți-mi că ăsta nu-i hack. Cum mi-a luat turnul din stânga, că nu era low? Trebuie să mă uit pe filmare, că nu... What the fuck is this, fraților? Să-mi spună și mie cineva cum a reușit să-mi distrug al doilea turn. De fapt, stai că era mijlocul, mamă, ce prost, doamne. Era mijlocul, stați că am puțin să mi pareză. Dar m-am efectiv arat așa gândul, cum era, frate, să... Dar totuși, cum a bătut el? Mamă, de ce prost sunt, acum am văzut faza asta. Eu am văzut Andrei și noi ne vom revedea în episodul următor. Deci, ceau! Facepalm așa de final.